Da, Ana Munteanu a reușit deja de mulți, mulți ani să se poziționeze în așa mod încât nu doar conform buletinului să o știe lumea, da? Deja este Everlink și este alături de noi în această dimineață. Bună, bine ai venit și bine ai revenit acasă! Bună dimineața, bună mulțumesc dimineața. De invitație, de interes, de... Dar cum să nu manifestăm noi interes față de oamenii de aici care reușesc să se afirme atât de bine cum o faci tu? De mai bine de 10 ani deja ești plecată la Chicago. Da. Și ai revenit doar în vizită să-ți vezi familia. Da. Uite. Și acum, până afla și cei de acasă mai multe despre povestea ta, dacă am face pe o balanță, o analiză între acum 2020 și 2010, pentru că vorbim de perioada asta de 10 ani, cât de mult s-au schimbat lucrurile? Extrem de mult? Foarte mult? S-au schimbat multe lucruri în mine. Am crescut un pic. Ai evoluat? Da, ca și om. Am ieșuat de multe ori. M-am învățat lecțiile din acele eșuări. Și am mai ridicat puțin privirea din pământ. Mi-am îndreptat spatele un pic, da. Dar e destul de complicat să te afirmi, mai ales în Statele Unite, acolo unde avem dita mai concurență. Cum ai reușit tu? Care e povestea ta spre succes? Cred că am mers unde m-a dus muzica. Am urmat-o și am înțeles foarte devreme că am un har, am un talent și l-am urmat și mi-am dedicat timpul ca să-l onorez și să ascult ce vrea muzica, în care direcție vrea să meargă. Și ai urmat-o. Și am urmat-o, da. Și continui să o fac. Da, vreau să întreb altceva, pentru că, nu știu, acum 10 ani când ai plecat la Chicago, te-ai gândit să mergi acolo să faci muzică sau era ideea de a merge peste ocean inițial? Nu aveam niciun scop clar. Nu era nimic planificat. Absolut nimic. Eram într-o visare continuă. Nu aveam nimic concret. De ce întreb? Pentru că îmi dau seama că noi aici acolo stăteau 7 agenți muzicali, mai erau vreo 4 impresari și toți. Ana, bine ai venit, noi te așteptam. Sigur că nu a fost așa, de aia și te întreb, cum a început? De unde a început? Eu nici acum nu am impresari. Eu sunt toate piesele din ecuație, le reprezint eu, activitatea mea. Acolo n-aș vrea să vorbesc despre cât de greu a fost. A fost foarte greu și nu, muzica am început să fac, de fapt, câțiva ani în urmă. Până acum a fost o supraviețuire, un exercițiu continuu de supraviețuire într-o metropolă gigantică, da, și sălbatică în același timp. Cu chirii foarte mari, cu oameni străini și așa mai departe. Știi mie ce-mi place foarte mult? Că tu continui să cânti în limba română. Multă lume cumva renunță la... Se adaptează conform cerințelor de acolo. Tu continui să o faci în limba română. De ce? Și asta a fost ceva recent, a fost o chemare a rădăcinilor atunci când, iarăși, totul pentru mine, cel puțin a început atunci când cineva a crezut în mine, cineva a crezut într-un proiect de-al meu sau într-o idee de-a mea și atunci s-au mișcat niște lucruri din loc. Ce vedem noi acolo? Ce vedem? Vedem trupa Biții Bateria, unde sunt eu solistă. E o trupă foarte inedită, cu un amestec de folclor moldovenesc, o rumba cubaneză împletită cu muzică electronică și tot felul de alte influențe, care se potrivește perfect cu scena din Chicago, care e foarte multinațională, foarte diversă. Dacă e să vorbim de public, apropo, pentru că am dat seama că nu e doar publicul nostru sau nu sunt doar concetățenii noștri, ai văzut, pentru că tu poți să ne oferi mai multe detalii, la evenimentele la care ai cântat tu și public din Statele Unite sau din alte colțuri ale lumii? Este un public divers, foarte puțin
români, de, când, se, când văd cine, pe cineva de la noi, este o bucurie imensă, pentru că am înțeles că a fost un om care într-adevăr a înțeles și a simțit ce am făcut eu. Dar ceilalți, eu mereu le dau o explicație înainte să încep cântătul. Le dau o traducere ca să inițiez, să-i țin. We will sing about, da, cumva trebuie să le faci o incursiune în piesă. Le fac o mică traducere de așa. Vers. În cazul acesta e Măi puiuți de rândune. Le spun că fata vorbește cu puiul de rândunea și întreabă ce se întâmplă acasă. Rândunea este un fel de mesager între casa părintească și casa bărbatului unde a fost dată și că nu-i merge bine. Și atunci, de multe ori am fost martoră la o reacție așa de... Gen, ce cânti, frate? Ce faci? De... un fel de ezitare. Deci este foarte inedită muzica noastră acolo. Eu zic să vedem mai multe imagini și cumva și cu sunet, ca să ne prindem și noi, da, să vedem și noi ce se întâmplă peste ocean. Rugăm foarte mult regia. Pâinica frumoasă, pâinica frumoasă, din cuptor scoasă, din cuptor scoasă, pâinița cu minte, pâinița cu minte, cu fața fierbinte, cu fața fierbinte, ca fața măicuței, ca fața măicuței, ca mâna tăicuței, ca mâna tăicuței, ca soarele în vară, ca soarele în vară, ca bulgărul în țară, ca bulgărul în țară. La 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 la. Pâinică de coasă, pâinică de coasă, pâiniță cu minte, pâinița cu minte, cu fața fierbinte, cu fața fierbinte, ca fața măicuței, ca fața măicuței, ca mâna tăicuței, ca mâna tăicuței, ca soarele în vară, ca soarele în vară, ca bulgărul în țară, ca bulgărul în țară. La 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 la. Am dau seama ce emoții trebuie să trăiești dacă ești peste ocean și cânti aceste piese sau atunci când ești în public și auzi. Da, eu la un nivel artistic nu urmez niciun fel de trenduri. Și asta îmi permite să fiu mai conectată. Am avut așa un flashback către copilăria mea și mai ales cântecele de copii mi-au revenit în minte și mi-au dat așa un fel de reacție de foarte emoționantă. Și atunci când am o astfel de reacție, de emoție la o piesă, înțeleg că trebuie să o iau și să o... Continui și să o cânti. Da, și să o prezint și celorlalți. Da, tu ai parte de o experiență inedită și prin prisma evenimentelor la care cânti tu, concertelor la care tu evoluezi. De exemplu, Dinner on Blanc la Chicago, ai cântat în fața unui public de 2000 de persoane. Ai deschis concertul lui Goran Bregovic. Deci, vorbind de niște evenimente mari, expresive, tu cum ai ajuns totuși să te poziționezi la acest nivel? Trebuia cumva să ajungi acolo. Au venit la mine. Au venit toate la mine așa într-un moment când eu am zis am auzit bine, sunteți siguri? Mă vreți pe mine să vă cânt la evenimente? Deci era foarte incredibil. Dar așa se fac toate lucrurile. Atunci când stai undeva și ești talentat, nu neapărat o să te vadă cineva. Eu am cântat în stradă foarte mult timp. De acolo mi-a venit invitația la festivalul Dinner on Blanc.
Da, pentru că cântam o piesă în limba franceză de Edith Piaf. Eram în stradă, în centrul orașului. Și m-a văzut cineva de acolo, din management, și m-au invitat. Cu Bregovic am colaborat cu formația Ode, care sunt din Bosnia. Și ei cum v-au recomandat? Ei m-au sunat și m-au întrebat dacă vreau să cânt cu ei în calitate de vocalist secundar. Și eu am intrat în business ca să cânt atât de mult cât pot. Și cânt tot ce iubesc. Nu prea refuz nimic. Cânt și la petreceri și cu proiecte cu oameni care îi admir, cu care suntem prieteni. Muzica pentru mine se asociază cu prieteniile, cu familia, cu ceva drag și apropiat. Cu ceva drag. O și așa plăcută, se face. O emoție caldă. Mhm. Cât de frumos. Noi ne bucurăm enorm de mult că ai venit în această dimineață alături de noi, în fața celor de acasă care cu siguranță te-au așteptat, dar știu că vrei să ne cânti ceva. De fapt, noi te rugăm să ne cânti ceva. Da. Scena ți aparține. Da, te invităm în scenă. Ca să reușească și cei de acasă să simtă efervescența muzicii, este ea, chitara, vocea și talentul. Dar și e momentul să o audiem în această dimineață. Bate outra vez com esperança no meu coração, pois já vai terminar o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que eu devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Quero meus rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver aos meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meu sonho. Por fim, ah, 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 ah. Mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver aos meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, quem sabe sonhavas meus sonhos, por fim.